Hei, 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 bună, bună, dragii mei! Eu sunt Dorin și astăzi continuăm seria noastră din Euro Truck Simulator 2. Suntem în cadrul companiei SG Transport din Tetis SRL, companie ce am înființat-o de ceva vreme și unde eu îmi pierd timpul. Hai ca să spun așa. Dragii mei, am trecut de accidentul ăsta, unde am avut elicopterul sub pod, știți voi, era destul de îngrămădeală pe acolo. Am trecut la limită, sincer să fiu, fără nicio avare. Îmi pare rău că nu am reușit să filmez momentul când am trecut, dar vă spun sigur că am trecut fără probleme. Dragii mei, ne îndreptăm spre Montpellier, așa cum știți, cu acele vaccinuri încărcate pentru corona, posibil să fie pentru corona, nu știu sigur. La mine pe hârtie scrie vaccinuri și sper să ajungem în timp util. Bineînțeles, astăzi vom continua și povestea noastră, o poveste ce practic face parte din viața mea, din realitate, poveste cu întâmplări reale, mai bine spus. Și așa cum spuneam, data trecută a fost ultimul episod unde am vorbit despre șoferii începători care i-am avut cu mine. Ei bine, știți că începusem la un moment dat să vă vorbesc despre toată situația mea financiară și că mă gândeam serios să plec. Ei bine, mi-a luat ceva timp până să ajung în punctul în care să spun, ei, gata, ne ajunge, vreau să schimb, să câștig mai mulți bani, să fiu mult mai mulțumit și așa mai departe. Sincer să fiu, am făcut toată treaba asta cu pași mici, foarte mici, nu m-am grăbit, nici nu aveam unde să mă grăbesc, dat fiind că nu cunoșteam, nu aveam pe nimeni din, și aici mă refer pe nimeni, ia uite-l ăsta, ăsta s-a trezit care de făcut dreapta, bă ce idiot, bă, pe banda aia și el s-a trezit care de făcut dreapta. Nu aveam pe nimeni într-o societate străină care să mă fi putut ajuta. Uite că am ajuns, bă, ce repede am ajuns, bă. Hai să parcăm și după aceea continuăm povestea. Cred că aici trebuie să intrăm. Hai să luăm un pic mai lărguț. Hai că e ok. Se deschide și poarta, se deschide. Sperăm să nu stăm prea mult acolo. Corect, bobiță, păi ce se putea altfel? Tocmai în capătul celălalt. Ca de obicei. Ca de obicei. Mie doar așa îmi place să parchez. Între două, că nu mă plouă. Ok, hai să vedem. Mai îndreptăm acolo situația. O să mai dăm o dată înainte. Hop. Hai să dăm un pic înainte. Da. Ziceam că nu am avut pe nimeni un prieten care să mă fie ajutat, să știu că lucrează la altă societate. Aveam niște foști colegi care plecaseră, dar practic erau tot pe aceeași linie, ca să spun așa, adică tot pe bulcuri au plecat, pe silozuri. Ei bine, eu nu vroiam să plec tot pe bulc. V-am explicat, acele cisterne, hai să le spunem cisterne, practic erau niște silozuri mobile, hai ca să spunem așa. Hai să descărcăm. 826 de kilometri, n-a fost chiar mult, dar uite, am avut clasa de R6,
ne-a mărit un pic toată treaba acolo. Continuare. Hai să vedem ce curse avem acum de aici. Ofertă curse. Piață mărfuri. Asta ne interesează pe noi. Suntem în Montpellier și, bineînțeles, căutăm pe mamă 66 de euro la turci. Tot cu vaccin. Mamă, 187 de mii luăm dacă facem cursa asta. Super, super mult de mers avem. Mega mult. Mega mult de mers avem. Incredibil. Foarte mult avem de mers. Wow. Wow. N-am ajuns până acum în Suedia, deși tot am căutat Suedia, dar nu... hai să luăm așa mai pe cursă scurtă, ia să vedem. 35 de euro, nu, e puțin, puțin. 66 de euro pe kilometru, mamă, nu vine să cred. Uite, avem și cu vaporul la Sassari. Nici aici n-am ajuns niciodată. 37,80 cu flori. Flori, au francizii flori. Uite, prune la Amsterdam, da puțin bănuți. Mă, plătește bine cursa aia. Fete la Iași, cu roșii, 33 de euro. Mă, ce cu prețul ăsta? Sunt nebun la cap ăștia, mă? Bă, băiatule, ce facem, mă? Mergem la târși cu banii ăștia? Sau mergem în Letonia? În Letonia par mai puțin kilometri și tot 5 tone ar fi o chestie super ok, mai ales că prețul e super tare. Ha? Mergem? Să mergem în... Hai să mergem în Lituania. Sau Letonia. Letonia mai bine. Da, mă. Mergem în Letonia? Am în Letonia. Am mai fost Estonia, am fost pe partea aia. Am venit și Turcia, merge. Dar Turcia tot am mai făcut pe aici, uite, tot ne-am mai dus, ba stânga, ba dreapta. Da. Nu, bă, hai bă să luăm la turci, gata, 187, totuși bani e bani. E mai dificil cu drumul, dar e ok. Hai, mergem așa. Tot de aici încărcăm? Ia să vedem de unde încărcăm. De aici încărcăm. Ok. Ia să ne uităm să vedem să nu fie tot din zonă. Trebuie să mă duc până acolo. Corect. Să dezgăț și să mă duc numai cu capul tractor. Hai să facem așa. Ca să nu iau și remorca cu mine, în caz că e tot aici punctul unde trebuie să încarc, știi? Ce zic? Hai să vedem. Ok, hai să vedem. Piața mărfuri. Și prima, acceptăm sarcina. Și ne uităm acum să vedem unde e. E fix acolo? Nu e, mă. E lângă. Ce chestie, mă. Nice. Nice. Uite, avem și aeroport aici. Ok. Avarie remorcă? Ai nebunit. Trebuie să intru perfect. Ok, intrăm perfect. Uite ce avarie mi-a dat la remorcă. Băi, ești nebun. Trebuie să mergem să facem o reparație, dacă e și avem avaria asta. Apropo, ce vreau să zic? N-am intrat bine, mă? Hai că nu mi-am pus nicio oglindă aceea. N-am intrat perfect, incredibil. Atât. Hai să parcăm dincolo. Mamă, ce chestie, bă, ce aiureală. Vezi? Parcă nu putea să-mi dea fix aici unde aveam remorca. Pe bune acum. Hmm.
N-ar fi putut să-mi dea tot acolo? Mai dăm o dată, nu-i problemă. Da. Și nu vroiam să mă duc tot pe Burg, da? Continuăm povestioara. Am zis, băi, dacă mă duc, să mă duc pe altceva. Aș fi făcut box trailer sau frig. Frigul, știți, e acela cu mecanismul acela de răcire, da? Cu frigiderul în spate, care turie în continuu. Și boxul e acela care arată tot la fel ca și un frig, doar că nu are motorașul ăla. De obicei, boxurile se folosesc la poștă sau la transporturi de produse cu o mare valoare. Da? Electronice și așa mai departe, înțelegeți voi. Păi și mai aveam un target. Și anume acela de a pleca, la o societate străină, nu cu patron român, nu o societate care era subcontractoare sau ceva de genul. Pur și simplu îmi doream o societate care să fie 100% străină. Germania, Olanda, Anglia chiar, dar nu mă gândeam nici cum în Irlanda. Ei bine, dragii mei, am început să caut și unde în altă parte decât pe forum, acolo unde mi-am căutat și prima dată și, sincer să fiu, am văzut câteva recomandări pe acolo și am zis, păi, până la urmă nu am ce să pierd, aveam CV-ul făcut, l-am trimis printr-un e-mail și nu l-am trimis doar la societatea unde m-am angajat într-un final, ci la vreo 3 societăți. Toate acele 3 societăți erau din Irlanda și am zis, bă, eu trag sus aici, dacă pică, pică, dacă nu, o să ne... Haide, bă, băiatule, firaia dracu cu BMW-ul tău. Dacă nu pică nimic, asta este, încercăm mai jos, da? Și cu bănuți mai puțin și cu o poziție a societății pe comunitate ceva mai slăbuță. Da, interesul meu era să mă duc acolo în top. Păi și am aruncat 3 e-mail-uri la 3 societăți diferite și, sincer să fiu, după 2-3 săptămâni după ce am trimis e-mail-urile, am primit un telefon. Eram la o descărcare, țin minte, și acum o descărcare prin Franța și când m-a sunat, bineînțeles, vorbea în engleză, am rămas un pic surprins pentru că nu mă așteptam. M-am spus, a fost la pocneală. Efectiv, la pocneală a fost toată treaba asta și îmi zice, uitați care e treaba, domnul Poșnicu, am dorit să știm dacă dumneavoastră mai munciți în momentul ăsta. I-am explicat că da. M-am întrebat când pot să fiu disponibil. Le-am explicat că disponibilitatea mea poate să fie ok după ce stau preavizul. Aveam o engleză destul de bine, nici acum nu e cine știe ce profesionistă. Op. Dar era o engleză cu care mă descurcau, adică conversațional aveam engleza respectivă. Aveam învățasem cifrele să le pronunț, glumesc. Și zic că, domnul meu, nu am cum mai devreme de 1... Stai așa să mă gândesc, când am plecat, în septembrie parcă am plecat, da. Nu am timp, nu am cum mai devreme de 1 septembrie, asta dat fiind că trebuie să stau preavizul și trebuie să plec și acasă, că nu mi-am mai văzut familia de 3 luni de zile, aproape 3 luni de zile. Și el îmi zice, uite cum stă treaba, noi, uite, putem să-ți oferim pentru început salariul ăsta pe zi, adică 110 euro dacă fac
Irlanda, Anglia și 120 de euro pe 120 de euro pe comunitatea europeană pe zi, da? Pe zi. Iar eu munceam, pe 50 de euro. Bine, mai puțin de 50 de euro, dar hai să zicem cu salariul de România acum 50 de euro, da? Iar eu munceam pe 50 de euro, băbiță, pe zi. Și ăla îmi spune 120 pe comunitate. Bă, 120 de euro, mi-a zis. Bă, tremuram, efectiv, nu venea să cred. Eu salariul nu știam, am văzut că scriau băieții pe forum acolo ceva, dar nu eram sigur, știi cum e, până nu primești ceva oficial, nu ai de unde să știi. Și îmi spune, uite, noi putem să-ți oferim atât, acum depinde și de tine, cum muncești, cât muncești, la noi se conduce doar în program, nu se fac excepții, parcările sunt plătite, dușuri, avem chiar și bonificații, doar singurul inconvenient care este e că nu vă putem noi plăti transportul spre casă și înapoi, unde aici l-aveam plătit, da? Și bineînțeles mi-a zis că uite, eu vă las să vă gândiți și asta dacă e reveniți cu un telefon și îmi spuneți, sau uite, vă sun eu, îmi spune el, vă sun eu peste câteva zile și îmi dați un răspuns ca să știu să vă trec aici dacă ne putem baza pe serviciile dumneavoastră. Și zic că ok, mă gândesc și eu, nu i-am dat un răspuns atunci, deși salariul era dublu mai bine decât dublu, da, 120 de euro, pentru că eu calculam pentru comunitatea europeană, pentru că eu acolo activasem, da, pe comunitate, nu doar pe Irlanda, Anglia, și sincer să fiu, în Irlanda nici nu fusesem până atunci, doar în Anglia, și zic, domnul meu, ok, dacă e, discutăm peste câteva zile, o să discut și eu cu soția și vedem. Tot timpul băgam soția la înaintare ca să am timp să, sau să pot să mă scot într-un fel în caz că exista riscul să nu fiu mulțumit de ceva anume. Bă, și am pus în balanță, foarte simplu, după ce am terminat de vorbit cu el, am pus în balanță cheltuielile care... Oh, ce a făcut ăla? A intrat în mine, bă, idiotul ăla, mă, ați văzut? Doamne ferești, bă, ăștia să ne pun la cap, merg cu 300 la oră, mă. Mi-a dat remorcă, idiotul ăla, mă. Hai de capul meu. Bă, ce proști sunt unii, mă. Cum dracu a venit, mă, cu viteza aia? Incredibil. Da. Și am calculat un pic, băi, cât mă costă avionul? Hai să zicem 100 de euro. Partea mai proastă era că nu aveam avion direct Iași. În schimb, la firma unde lucram, aveam Bruxelles-Iași și era și plătit, știi? Și zic, bă, bine, trebuie să fac, să mă dau jos în Bacău sau să mă duc în București. Din Bacău mai fac 2 ore, bine, când mai plătesc un transport să mă duc până la autogară sau la tren, aș fi, na, hai să zicem că mai cheltuim încă 50 de euro, 150 de euro, 150 și cu 150 că pui dus întors, ar fi 300 de euro, eșalonat că, să zicem că stau 3 luni de zile acolo, înseamnă 100 de euro în minus din banii care aș câștiga. Pe bune, bobița, câștig 120 de euro pe zi și mă gândesc că dau 100 de euro pe transport dus întors. Na. După aceea am luat un pic în calcul și libertatea asta din timpul meu liber, în sensul că, băi, aici la Bruxelles unde lucram, weekendurile mai mergeam la o bere, ne mai scotea șeful la un restaurant, mergeam la fotbal, mai jucam duminica. Mai făceam și un grătar acolo unde aveam casa închiriată. Na, erau niște chestii care nu le... Adică n-ai cum să le ai la o firmă străină. Eram conștient de acest lucru și într-adevăr s-a adeverit că nu aveam fotbal acolo unde m-am dus.
iar casa închiriată sau casa unde eram în garajul respectiv cazați, practic dacă ne adunam 10 șoferi deodată la garaj, nu aveam unde să stăm, să dormim. Tot în cabină trebuia să dormim. Ei bine, cam cred că cea mai mare problemă asta a fost acolo cu plecarea mea, pentru că nu am avut posibilitatea să ies la un fotbal, să dorm pe un pat, să gătesc într-o bucătărie, deși aveam o bucătărie, dar dai seama, când ne adunam vreo 6-7 șoferi acolo, când puii mei să stai să facă fiecare mâncare, tot bă la cabină, tot. Practic, eu acolo cât am muncit, rar s-a întâmplat să dorm în dormitorul din acel garaj, da? Sau să gătesc la bucătăria din incintă. Efectiv, am stat aproape non-stop în camion. Aproape că au mai fost excepții. Da, o să mai povestim despre asta. Și zic, bă, am 300 de euro, eșalonat, așa cum spuneam. Bă, s-ar putea să fie ok că până la urmă alte cheltuieli nu am. Cheltuielile care le am aici, le am și acolo. Adică banii de mâncare care îi cheltui eu, mai plătesc, eu știu, poate un duș, mai mănânc și eu câteodată ceva mai bun și asta, știi, se cumpere pe autostradă un McDonald's, o treabă. Și zic, bă, cât pot să cheltui? 500 de euro eu pe lună, da? 500, cu 100 transportul scădem, că stau 3 luni de zile și scad în fiecare lună câte 100 de euro, 600 de euro. Bobiță, câștig 120 de euro pe zi, da? Ori 6 zile pe săptămână, că nu plătea 7. Deci, ca să vedeți șmecherie, doar că eu n-am știut, după aceea am aflat, dar mie, eu când am vorbit la interviu, atunci mi-a zis 120 de euro pe zi, dar de fapt când am luat salarul, îmi plătea 120 de euro, dar pe 6 zile din 7. A ieșit o isterie, acolo o să ajungem noi și acolo și o să discutăm despre chestia asta. În fine, calculasem, am zis că bă, 120 de euro la 7 zile, că așa calculam eu, ar veni 800 și ceva, 800 de euro am zis. Și zic, bă, 800 de euro cheltui eu, mă refer pe săptămână, da? 800 de euro pe săptămână cheltui eu, 800 cu 800, 3200, hai să zicem 3000 de euro, am zis. Bă, 3000 de euro, hai să fie 3000 de euro, că, na. Și zic, bă, 3000 cheltui eu 500 cu 100, 600, mai trimit acasă iarăși vreo 500, păi rămân cu 2000 de euro, hai mai puțin, hai să zic 1500 de euro, păi atâta câștigam din coace, măbiță. Și acolo aveam și cheltuieli și mă și chinuiam și am zis, păi de viața mea, bă, da, prost am fost, bă, că n-am plecat mai devreme. Chiar mă gândeam, am zis, păi, tu dai seama cât am pierdut, eu am stat un an jumate aici, bine, pe o parte m-a ajutat că am prins experiență și, na, sunt șoferul de astăzi, da. Îți dai seama, timp mort, practic. Eu nu am făcut nimic anul ăla jumătate, doar am făcut experiență și m-am întreținut. Da? Eu și familia mea de acasă. Și, practic, mi-am chinuit copiii. Asta a fost tot. Deci, diferență de la cel la pământ. Bă, după câteva zile îmi dă telefon, vorbesc cu el, m-a sunat el, da? Connor, încă îi știu și numele. Și îi spun domnul Connor, uite care treaba, am luat decizia, dar nu pot să vin, așa cum vă spuneam, decât la 1 septembrie, pentru că vreau să stau și preavizul și vreau să merg și acasă la copii, pentru că nu i-am mai văzut de câteva luni de zile și da. Dar uite, mă duc acasă și de acolo vin direct la dumneavoastră. Vă anunț în țară când ajung, când mi-am luat biletul de avion, ca să fie treaba exactă, și ne auzim în ziua cu plecarea. Ideea a fost că chiar am fost foarte, foarte încântat și cam acolo s-a terminat cu toată treaba asta, cu apelul și cu căutarea. Bineînțeles, după câteva zile am primit
un e-mail și de la firma unde am mai trimis, v-am spus că trimisesem la 3 firme, doar una dintre ele îmi mai răspunsese și îmi spusese că momentan nu au nevoie, dar au o bază de date și dacă e mă vor contacta. Mai târziu m-au contactat, dar o să ajungem acolo cu altă ocazie și o să discutăm. Și bineînțeles, cam atât a fost, așa a rămas situația. Din păcate, cam atât am și eu să vă spun astăzi. Ne oprim aici, vom continua data viitoare. Sper să nu uitați de like, sper să nu uitați să distribuiți acest videoclip și mai mult decât atât, sper să nu uitați să lăsați și un comentariu, să-mi spuneți și voi ce părere aveți de toată situația asta. Tot cer aproape de fiecare dată comentarii, din păcate nu prea le primesc, deși vizualizări sunt la această serie, ceea ce mă face să cred că nu aveți nimic de spus sau pur și simplu nu vreți. Oricum, eu încă vă mai cer asta și sper să o faceți într-un fel sau altul. Dragii mei, așa cum spuneam, eu am fost Dorel, voi ați fost Dorei, până data viitoare, numai bine. La revedere!